Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Este vineri, este ultima zi a săptămânii și această zi vine după o serie de evenimente la nivel național, dar în egală măsură și la nivel local, că și aici se pare că sunt mișcări de trupe pe eșichierul politic. Să o luăm așadar cu începutul. Invitatul din această zi este domnul avocat Gheorghe Pecingină, vicepreședinte PNL Gorj. Stimate domn, bună ziua și bine ați revenit! Iată că ieri a fost o zi, nici nu știu cum să numim, tristă, obișnuită, în care opoziția a încercat să facă ceva, a depus o moțiune de cenzură, din păcate n-a fost să fie, de altfel cred că obiectiv vorbind, șansele să treacă această moțiune erau destul de scăzute spre nule, dată fiind majoritatea, am putea spune, relativ confortabilă, PSD-ALDE. Da, știam acest lucru, numai că nu vrem să aplicăm povestea populară drobul de sare. Adică vedem că România a luat într-o direcție greșită și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere, din punct de vedere legal, să oprim această cădere a României și am uzat, Partidul Național Liberal a uzat de această moțiune, acest drept constituțional de a depune moțiune de cenzură. Am făcut lucrul ăsta, am argumentat-o bine, am organizat și meeting-uri la nivel național și la București ieri, pentru a atrage atenția asupra lucrurilor care se întâmplă în România. De fapt, românii le știu, le simt, dar noi, ca partid de opoziție, trebuie să uzăm de toate mijloacele pe care le avem în acest moment pentru a opri această, încă o dată, mă repet, această pornire într-o direcție greșită a statului român. Cât de firesc este pentru un funcționar al statului român, și aici mă refer la parlamentari, să părăsească în timpul programului de lucru o sală teoretic în care avea loc o ședință foarte importantă, să revină când doresc dumnealor, iarăși să plece, motivând că li s-a făcut foame, cum vedeam aseară la televiziunile naționale. Asta e, dacă îmi permiteți limbajul de stadion, e caterincă ieftină. A fost o măsură pe care PSD-ul și-a luat-o. Și ALDE. Și ALDE, având în vedere că sunt multe voci împotriva lui Liviu Dragnea. Nu trebuie să ne ascundem, știe toată lumea. România, în momentul de față, guvernul României este condus de Liviu Dragnea. Sunt niște marionete în mâna domnului Dragnea și pe cale de consecințe reacționează în conformitate cu ceea ce le dictează Liviu Dragnea. Deja în PSD au apărut voci împotriva domnului Dragnea și le-a fost teamă că acele voci să nu se concretizeze în voturi pentru moțiune. Și asta e adevăratul motiv pentru care au ieșit din sală. Nu există alte motive. Evident, dar gestul în sine este unul de regretat și unul care nu se face. Ne-am obișnuit, asta e politica pe Dâmbovița și probabil o să mai vedem. Din nefericire, asta trimitem în Parlament, asta avem oamenii responsabili care nu văd ce era rău să stai să votezi împotriva moțiunii, da? E un mijloc democratic, asculți moțiunea, votezi împotriva sau pentru, așa cum îți dictează conștiința și alegătorii pe care îi reprezinți. Numai că, vedeți, le teamă și atunci au preferat acest mijloc să părăsească sala de ședință. Da, mă uitam aseară la, pentru că n-am urmărit în direct, să spunem, desfășurarea evenimentelor și am văzut un premier Tudose destul de bucuros, dacă am putea spune, și foarte optimist, care declara că a crescut puterea de cumpărare cu 50%. Se regăsește în piață așa ceva, pentru că eu nu simt. Nu, acum nu vreau să fiu politician, dar sunt cetățean și dacă am o rată în euro, am văzut și am simțit că a crescut euro la cursuri istorice, adică rata de schimb a ajuns undeva unde nu se aștepta nimeni. Prețul la carburanții a crescut. Prețul la energie cu 12,5% a crescut. Prețul la gaze a crescut. Toate astea se vor regăsi și au început să se regăsească în ceea ce în coșul zilnic, da? Așa cum e el definit, în alimente, în bunuri, în produse. Ei, faptul că s-au tăiat bani de la investiții o să regăsească anul viitor în lipsa locurilor de muncă, în creșterea ratei șomajului. Și foarte, foarte multe lucruri pe care ei acum ne le spun, domnule, am crescut. Bine, mai crescut, degeaba mai crescut salariul sau punctul de pensie, cum a crescut pensia cu 1.000.000, când oamenii ăia săraci, pe lângă medicamente, pentru că sunt la o vârstă. Corect. Da? Și majoritatea au nevoie de medicamentație. Pe lângă medicamente, tu acum le-ai crescut prețul la gaze, la energie, la o avalanșă care vine peste. Cheltuielile lor o să fie de 1.500.000 sau 2 milioane, da? Cu ce mă ajută pe mine asta? Pe pensionarul respectiv, cu ce îl ajută?
Cu ce mă ajută pe mine că m-ai transformat într-o țară de consum și mi-ai distrus tot ceea ce înseamnă producție? Pentru că producție înseamnă trebuie să ai investiții ca să produci, da? Ori când tu mi-ai și banii, cofinanțarea pe proiecte europene, toți ai luat banii și o simțim noi acum la centură. Pentru că poveștile astea care ne le spun ei, domnule, s-au blocat din cauza unei case, că să vezi că proprietarul nu poate, nu vrea, nu ne dă. Nu, sunt povești. Au luat și banii de cofinanțare. Ca să facă ce? Să crească artificial niște salarii, să ne scoată ochii. Pentru că până la urmă vor fi nevoiți și cei din primării să facă curățenie, vor fi nevoiți și cei din primării. Vedeți că nu au bani să plătească, da? Adică vedeți restructurări de personal? O să, da, tot ce înseamnă administrație. O să vedeți. Nu au de unde să-și plătească. Uitați-vă, acum la final de an rectificare bugetară? Zero. Da, dar nu era... Da? Și dau vina pe primari că au crescut salariul. Nu! Ei au impus printr-o lege tâmpită, îmi cer scuze pentru limbaj, printr-o lege proastă. Aberantă. Aberantă. Au impus niște grile de salarizare. Ce să facă primarul respectiv, indiferent de culoarea politică? Să nu aplice legea? A aplicat legea și s-a trezit că nu poate să plătească salariile. Sau plătește salariile, dar înseamnă că nu faci nicio investiții zero, marea majoritate a localităților. Acum dați-le explicații și oamenilor acelora ce vor face în continuare, da? Ni se tot clamează, ați mărit tot pe partea cealaltă și dați cu o mână și luați cu două, da? Și ne-au transformat într-un stat de, au crescut, avem o economie în creștere, ok, am depășit și pe chinezi, bravo. Tigrul Europei, vă rog frumos. Bravo, tigrul Europei. Dar asta e numai din consum. Aduceți-vă aminte că la fel am stat și în 2008 și după aceea a venit dezastru peste noi. La fel se întâmplă și acum. Și de asta e datoria Partidului Național Liberal și în general a forțelor de opoziție și a cetățenilor care mă uit acum și pentru prima oară, după mult timp, dacă nu chiar premieră, sindicatele sunt de acord cu patronatele. Au anunțat joroagă membrii să iese duminică în stradă, alături de ONG-uri și au anunțat meeting pe 12 decembrie. Și BNS și Cartel Alfa. Oare sunt nebuni toată partea asta sindicală? Nu? Ei sunt partid social-democrat. Ar trebui să aibă o sorginte socialistă și să sindicatele în general să meargă cu ei. Da? Ori și patronate și sindicatele spun că mergem într-o direcție greșită. De ce? Asta ar trebui să... Sunt oameni foarte slab pregătiți, puși miniștri, doar pentru că sunt marionete. Au oameni de valoare în PSD, dar preferea să treacă linia a doua pentru a nu se face de rest din punct de vedere profesional, pentru că nu pot să accepte niște inepții. Corect. L-am văzut chiar pe Dandi Teodorovici, da? Care de altfel este un om care știe. Da, a explicat că sunt ceea ce propune ministrul Mișa, sunt niște aberații. Și așa zisa reformă fiscală o să ne îngroape. Eu le spun și le transmit pe această cale PSD-iștilor, care am văzut și la Gorj, care repetă ca niște papagali pe ceea ce li se transmită de la București, să raționeze. Pentru că iarna asta, și așa cum anunță meteorologii, va fi o iarnă grea, să ne ferească Dumnezeu. Că mulți vor ieși cu greu, dacă vor ieși din iarna asta. Facturi foarte mari vor fi, da? Și o să vedem cum vor măririle și clamatele măriri de salarii și de pensii. Vă rog frumos programul de guvernare. Nu, nu, că programul de guvernare l-au schimbat când au schimbat guvernul. În glumea. Da? Ei au mers prin campanie electorală și chiar prin studiourile și la dumneavoastră, mergeau cu o cărticică roșie, pe care acum au uitat-o, nu mai găsesc, dar noroc că mai avem noi. Dar eu nu vreau să fac un joc politicianist, eu vreau să fiu realist și să spun așa, m-aș bucura. Și uitați-vă, în cazul meu, prin aceste măsuri fiscale, ca și cabinet de avocat, îmi scade impozitul de la 16% la 10%, plătesc CAS-ul la nivelul salariului minim, deci pentru mine eu ar trebui să mă bucur. Dar nu mă bucur, pentru că mie sigur îmi vor scădea în casele, pentru că le scad la oameni puterea de cumpărare și atunci eu nu pot, chiar dacă mi s-au impus și niște onorarii minimale, la nivelul Târgu Jiului și la nivelul Gorjului e foarte greu să poată plăti oamenii. Da? Pentru că puterea le-a scăzut de cumpărare. Eu nu înțeleg, efectiv nu înțeleg, pentru că încă o dată au și oameni raționali, au oameni bine pregătiți în domeniul economic și nu numai în PSD, dar care preferă să stea în linia a doua. Și niște oameni cu probleme, gen Vâlcov, da? Se ocupă de programul de guvernare. De un colecționar, Vâlcov. Colecționar de morminte, de ce-o fi el, dacă fi să ne luăm după anchetă. Da.
În altă ordine de idei, ceea ce se petrece acum, cu siguranță vom resimți. Eu le transmiteam și celor de la Partidul Social Democrat, care au venit în ultima vreme la noi în emisiune, că vorbim la fluturașul de la finalul ianuarie, atunci când vom vedea pe cifre. Nu, Catrina, hârtia suportă orice. Îi spun, domnule, am crescut, ok, și mai îmi spuneau în emisiuni, am participat cu reprezentanții ai coaliției de guvernare, îmi spuneau că vom crește din nou salariul minim. Bine, frate, dar voi crescând salariul minim pe hârtie, poți să-l crești, ai sustenabilitate în economie? Pentru că noi am devenit încă o dată o țară de consum. Nu trebuie să mă duc mai departe, mă uit în Târgu Jiu. Nu mai am decât mici păbricuțe și agenții economici care încearcă să producă nu sunt sprijiniți deloc. Și din contră se trezesc acum cu această mare șmecherie, trece contribuțiile de la angajator la angajat și tot felul de combinații din astea care te derutează. N-ai predictibilitate fiscală, e foarte greu. Mă auzeam și pe domnul Cârciumaru, o să-l modificăm, dacă sunt probleme, o să modificăm pe parcurs. Păi nu poți să modifici legislația fiscală așa cum îți convine ție și codul fiscal pe parcursul anului. Deci asta e mentalitate de tractorist, de ceapist, de conducător de colhoz. Cu asta se definește acum PSD-ul la nivel central. Nu mă referam numai la Cărciumaru. Dar asta, așa se comportă ei acum. Și cel mai frapant lucru că ei vin și ne spun că lucrurile nu stau așa cum le vede românul. Da, toată lumea. Eu nu vreau să mă mai cer cu ei. Dar cetățenii vin și spun, domnule, eu ies afară, mă uit, motorină, benzină. Au crescut benzina, prețurile. Atenție, în ultimele 10 săptămâni nu a avut în aceea zi, în fiecare zi același preț, ba din contră în fiecare zi mai mult cu un ban, doi bani, trei bani, cinci bani și așa mai departe, în fiecare zi. Domnul Catrina, tot clamează, domnule, luptăm cu multinaționale. Păi dacă ne-ați făcut stat de consum, ăia, noi ne ducem, le plătim și vă lăudați că avem cea mai mare creștere economică. Profitul se regăsește la ei în țară, pentru că marile companii vin aici, ne vând niște produse care nu sunt ale noastre. Noi, m-aș bucura să crească economia din consum, dar din producția noastră. Corect. Ori tu mi pui mie de iau, cumpăr usturoiul din China, cumpăr, măresc salariile ca să mărești consumul. Dar ajută-mă, frate, să produc. România a devenit un stat de consum încă o dată și pe mine asta mă doare. Iar mici investitori sau investitorii care încearcă să facă autohtoni sunt dați la o parte și se clamează, domnule, multinaționale. Bine, mă, dar ce ai făcut cu băncile, de exemplu? Un pas nu a făcut actualul guvern. Un pas nu a făcut să ajute românii care sunt creditori, da? Da. Debitori, pardon, la băncile. O lovitură pe care a primit-o coaliția de guvernare, paradoxal, vine de la CCR, care a considerat, da, că DNA-ul are... Da, asta e o marotă de cu care noi ne luptăm, de la... Ne spune, domne, nu, legile justiției face reformă. Dar cine vă oprește, frate, să faceți reformă în justiție? Aveți majoritate. Corect. Cine vă oprește? Acum, vine să-mi întrebări, domne, cine poate să reformeze, să schimbe codurile penale? Nuțu, Cămătaru și cu Dragnea? Amândoi având un lucru în comun, condamnări definitive. Normal, și dosare în curs. Da? Normal că ai interes să le modifici ca să scapi tu. Eu de fiecare dată când văd dezbatere la televizor se pune problema și în discuții se aduc doar politicieni. Tu, dacă vrem să facem o reformă, toți suntem egali în fața legii. Așa spune Constituția. Teoric. Așa spune Carta Europeană. Păi frate, păi dacă o facem, hai să o facem pentru cetățean. Nu mă interesează că cetățeanul respectiv îl cheamă Tăricianu sau îl cheamă Popescu. Volcov sau... Da? Nu trebuie să conteze nume. Nu trebuie să stabilezi pragul în funcție de ce prag are la infracțiunea de abuz în serviciu, la ce prag are datoria sau care este suma din dosarul Dragnea. Nu. Eu trebuie să mă gândesc dacă trebuie să... Comisia, într-adevăr, Comisia de la Veneția mi-a recomandat prag sau nu. Deci trebuie să mă uit la cetățeanul X, da? Nu la Dragnea. Să mă uit la cetățeanul de rând. Că toți suntem egal când vreau să fac reformă. Se tot vorbește despre răspunderea magistraților. Toată lumea e de acord cu asta. De ce n-au început cu asta și au început cu ordonanța 13? Știu și mizează pe un lucru care este clar. Cetățenii justiabili, peste 3 milioane de români au tangență sau lucrează în justiție sau au avut tangență cu justiția și sunt nemulțumiți. Pentru că asta se întâmplă și eu din postura de avocat și spun clienților mei, când apelez la instanțele judecătorești și nu reușești să te înțelegi, cu siguranță cineva va fi nemulțumit. Și, în general, ambele părți sunt nemulțumite. Corect. Pentru că, din punctul meu de vedere, și asta mi-a demonstrat o practică de peste 15 ani, chiar 17, aș putea spune, dreptatea nu-i tot una cu justiția. Justiția, da, se face după niște legi făcute de oameni, majoritatea cazurilor mecanici, tractoriști și ce am mai trimis noi în Parlamentul României,
mai puțin juriști, că nu înseamnă că ești jurist atunci când ai doar o diplomă de jurist și n-ai profesat în viața ta. Iar tu faci niște legi și trimiți la niște la judecători să le pună în practică, fără să-i consulți. Da? Oamenii ăia trebuie să pună în practică legile făcute de tractoriști. N-am nimic, e o profesie onorabilă. Să le dea Dumnezeu sănătate. Dar acolo, la locul lor de muncă pe tractor, nu în Parlament. Da? Dacă noi am trimis tot felul de oameni, de specimene din ăstea, conducători avem, auto avem în un, Parlament... Da, avem un Șerban Nicolae, avem oameni... Tot tractoriști. Dacă mă întrebați pe mine, tot tractoriști sunt. Ștefan, domnul Nicolae, șoferul domnului Voicu, da? De acolo a plecat. E ușor. E ușor să ajungi în Parlament atunci când te trage cineva... Te duci jurist și vii turist, știți că era și la noi. Nu, te duci turist și vii jurist. Ah, da, mă scuzați, te duci invers, corect. La Herculane. La Herculane, așa și este. Și atunci dăm vina pe judecători și pe justiție, că nu funcționează. Ei misează pe chestia asta, dar nu au intenția să facă o reformă, într-adevăr, o reformă a justiției. Au participat la codurile pe care le blamează acum, au participat prin domnul Ponta, care era atunci membru PSD, da? În comisiile de... și nu numai Ponta. Care au redactat acele coduri penale și de procedură penală, noile coduri. Păi și atunci, dacă nu mă înșel, aveau majoritate. Bun, tot timpul au avut majoritate PSD-ul. Aproape tot timpul. Da? Și n-au, înțeleg, au apărut anomalii, pentru că Curtea Constituțională a declarat unele articole neconstituționale, practica ne-a demonstrat că trebuie să reformăm pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, dar hai să o facem. Dar nu să ne raportăm doar la VIP-uri și la politicieni, să ne raportăm la omul de rând. Și aici am eu o problemă. Cine face reforma asta? Dragnea? Vă spuneam, Dragnea și cu... Tăriceanu. Nu, nu. Eu dădeam altă. A, da, Nuțu Cămătaru. Nuțu Cămătaru. Dragnea sau Nuțu Cămătaru, pentru mine e același lucru. Da? Ați mai supărat câțiva membri de partid acum? Cu această remarcă? Nu, știu și ei și sunt și supărați foarte mult. Și totuși mult. Știu și nu iau atitudine. Pentru că așa e, sunt plafonați și nivelați. La nivelul PSD-ului să nu credeți că e ușor. Cine ia atitudine, zboară. Uh-huh. Da? Deci zboară la pro-România. Să vedeți câte ce atitudine vor avea după ce va pica Dragnea. Uitați-vă acum cum se comportă cu Victor Ponta. Și încă am senzația că totuși Ponta este relativ menajat. La Dragnea cred că reacția va fi mai acidă. Nu vă ne mai ieșiți mai guvernarea Ponta, cea mai bună guvernare și acum îl atacă din toate pozițiile pe Ponta. Să le fie rușine. Dar asta e. Bă, ăsta sunt, n-au personalitate și nu... dacă e sarcină de partid, e sarcină de partid. Asta e, da. Dom'le, și la PNL sunt unele lucruri care par, de exemplu, pentru toată lumea. Și ultima chestie a fost cea cu domnul Moșu. Aici voiam să ajungem. Dar acolo fiecare și-a susținut punctul de vedere. Eu am fost împotriva primirii domnului Moșu. Nu mi-a da, făcut nimeni nimic și... două săptămâni, de aici circa două săptămâni, pe surse, se auzea că domnul Moșoiu, fostul primar Amfanfar de la Drăguțești, un om cu o condamnare la activ, vrea să revină la matcă, de altfel la începutul săptămânii eu am și postat pe rețeaua de socializare o chestiune cu dus și cu întors, în care spuneam că nu prea este firesc să revină în partidul pe care l-a părăsit, cum l-a părăsit, l-a denigrat în timpul cât a fost în PSD și acum vrea să revină la PSD. Eu am spus-o la și colegilor mei când am susținut punctul de vedere în BPJ. Nu sunt eu în cel mai măsură să apreciez dacă un om se poate întoarce sau poate să vină să plece într-un partid sau în altul. Știți că mie mi s-a pus acțipildul sau ștampila de politruc traseist, da? Ok, eu când am ceva de spus, o spun. Iar dacă simt că sunt, opinia mea nu contează și sunt folosit doar ca pion, prefer să mă retrag. Dar tot timpul am plecat de la partid, de la putere, în opoziție. Păi cam așa se întâmplă. Da, și colegii mei râdeau de ce suntem cu ochii pe tine să vedem ce se întâmplă când ajunge PNL-ul la putere. Unii chiar sunt relaxați că o să fie mai multe locuri pe listă. Da. Am spus punctul meu de vedere. Nu... N-am nici omul Moșoiu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Poate un om deosebit, eu nu l-am cunoscut. Da? L-am cunoscut în alte conjuncturi și nu mi-a făcut plăcere. Nu am nici cu domnul Moșoiu. Eu am susținut de ce m-am opus eu și în principiu venirea domnului Moșoiu. Pentru faptul că noi, Partidul Național Liberal, acum ducem dacă vreți, o cruciadă și la nivel național. Domne, oamenii cu probleme penale să stea un pic în spate. Nu poți ca la nivelul județului Gorj să vii și să-l aduci președinte de organizație, că practic asta s-a discutat în principiu, pe Vasile Moșoiu condamnat. Și nu pentru orice fapt, da? Acum, că colegii mei au fost de acord în principiu să
reprimească pe domnul Moșu, e partea a doua. Și eu am spus, mă voi supune oricărei decizii, mm-hmm. pentru că așa e normal, minoritatea se supune majorității. Dar nu. Din păcate. Nu ți ia, nu. Nu, nu. E o regulă a democrației. Știu, dar eu mă gândeam la faza cu votul național. Din da, păcate. Din păcate. Da, se întâmplă. Asta e dacă așa gândește majoritatea, nu poți. Numai că vreau să vă dau niște exemple apropo de ceea ce ne spune acum PSD. Nu știu, domnule, noi am fost votați. Ok, și Hitler a fost votat. Oho, și ce majorități a avut Hitler. Da? A fost bine pentru Germania. Mă întreb. Sperăm că n-ajungem acolo. Și eu sper pentru că... Să revenim la oile noastre, mi-am susținut punctul de vedere, nu s-a supărat nimeni, n-am fost singur, au fost și mai mulți care au susținut lucrul ăsta. Domnul Vasile Popeangă, cel care a venit cu această propunere în BPJ pentru Vasile Moșu, l-a susținut pe Vasile Moșu și a argumentat de ce. A fost un vot, eu n-am participat la acel vot, din nefericire sau din fericire. N-ați vrut să participați? Nu, n-am putut să particip la acea ședință și s-a admis în principiu, numai că acum... Dar a studiat cineva chestiile interne ale partidului? Adică poate fi reprimit? Deci, domnul Dan Vâlceanu a spus o seară și eu mă bazez că dânsul e garantul aplicării statutului. La fel cum la nivel național, domnul Ludovic Orban, președintele, da. E garantul aplicării statutului. La fel și la nivel județean, domnul Vâlceanu. Și a spus-o și aseară și o să o spun și eu la dumneavoastră în emisiune. Conform statutului, în momentul de față, domnul Moșu nu poate să fie primit. Știți care e procedura la noi? Se depune o adeziune la organizația locală. Adică la Drăguțești. Da. Și această adeziune este transmisă la BPJ pentru analiză. Și se analizează în conformitate cu statutul. Iar în statut, la articolul 15, aliniatul 2, litera, vom regăsi de ce domnul Vasile Moșu, în statutul Partidului Național Liberal, nu poate în acest moment să fie membru. Nu putem să fie membru, nu poate să fie nici președinte de organizație. Și cred că lucrurile sunt lămurite din punctul ăsta de vedere. Dar asta nu înseamnă că omul Vasile Moșu, în viitor, sau... Pentru că asta s-a votat până la urmă, acolo, admit... În principiu, ce o să fie? Partidul Național Liberal este deschis la toată lumea, are porțile deschise. Numai că și cei care doresc să acceadă trebuie să citească statutul, să știe că trebuie să îndeplinească anumite condiții atunci când doresc să vină în Partidul Național Liberal. Uh-huh. Și când expiră această interdicție de a veni? Nu știu. Poate ne va comunica domnul Popeangă, nu știu. Se va interesa, poate chiar domnul Moșu ne va spune. Și atunci vom discuta adeziunea, dacă va exista o adeziune a domnului... Eu mi-aduc aminte, pentru că discutam la momentul acela, la momentul părăsirii PNL Drăguțești de către domnul Moșoi, discutam cu niște membri PNL care au fost extrem de revoltați de faptul că atunci, prin plecarea dumnealui și prin ceea ce s-a petrecut, s-a destabilizat organizația. Mi-e greu să cred că acei oameni l-ar accepta din nou pe domnul Moșoiu în calitate de președinte al PNL Drăguțești, în ideea în care, după plecare, s-a dus la adversar și a terferit constant PNL-ul. Trebuie să fii masochist. Ați fi surprins să vedeți că acei oameni chiar au ridicat statuia acum în ședință. Așa am aflat și eu. Da? Da. Aceiași oameni care îl criticau dur. Da. Așa că în politică niciodată să nu spui niciodată și nu... Eu nu vreau să comentez acest aspect. Și atunci de ce oamenii blamează politicienii? Bun, oamenii simpli. Cum să vă spun? Politica se face pe voturi. Iar prin faptul că la Drăguțești, de exemplu, au fost 80 de voturi, oricine e mai bun decât ce a fost. Înțelegeți? Și atunci se gândesc toți cu nostalgie, domnule, pe vremea Moșu câștigam voturi. Deci bine, și pe vremea lui Iliescu era mai bine. Părerea mea este că acum Vasile Moșu nu mai e ce a fost. Și tot părerea mea, și asta am și argumentat, când mi-am susținut punctul de vedere, știți că spre presă s-a scăpat un dosar penal care avea termen de finalizare la parchetul pe lângă curtea de apel Craiova, da? Există. Și întâmplarea face să l-am și eu ca mulți prieteni în presă. Și le-am spus, oameni buni, mai e un dosar, destul de greu, destul de mare. Și n-aș vrea să avem surpriza, din nou, domnul Moșu să fie condamnat un membru al Partidului Național Liberal. Știți că în campania trecută, ăsta a fost cuiul Pepela pentru Partidul Național Liberal. Susțineam, domnule, fără penal, fără nu știu ce, și toată lumea spunea, bine mă, și Moșu. Și pe bună dreptate. Și pe bună dreptate. Pentru că una spuneați de la centru spre teritoriu și alta era la Drăguțești. Asta spuneam. Chiar dacă poți să iei 100 de voturi la Drăguțești, vei pierde 2000 la Târgu Jiu, pentru că la Târgu Jiu oamenii privesc altfel lucrurile, votanții Partidului Național Liberal. Da? Și asta trebuie să punem în balanță. Încă o dată. N-am nici cu domnul Moșu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Poate fi primit în Partidul Național Liberal. Eu mă voi supune statutului și deciziilor forurilor de conducere. Dacă se va lua decizia,
Vedeți, asta e diferența între noi și PSD. Eu pot să vorbesc liber și să-mi exprim liber părerile și în cadrul partidului și public. La noi niciodată nu te nivelează. Nu trece cu buldozerul peste conștiința ta. Adică trebuie să spui ceea ce spune. Ok, când s-a luat o decizie, dacă se va lua o decizie, vom să țină cu toții, că așa e normal. Dar noi vorbim. Suntem vii. Avem personalitate. Dincolo ai senzația că stai de vorbă cu zombi. Adică sunt oameni pe care îi cunoști din alte medii, profesioniști, și îți repetă niște aberații. Spun, dumneavoastră, e bine. N-a crescut benzina, n-a crescut motorina. E întuneric afară și, de fapt, e zi. Dar cam asta e diferența între Partidul Național Liberal și eu sper că această diferență să se regăsească și în intenția de vot a cetățenilor. Cât de mare să fie dragostea pentru PNL a fostului liberal Vasile Moșoiu încât să vrea să revină? Domnul Catina, nu vreau să monopolizăm discuția cu Vasile Moșoiu. Nu, ultima întrebare pe domeniul respectiv. Nu știu, întrebați-l pe dumneavoastră. Păi nu am avut ocazia. Cu acest prilej lansăm și dumneavoastră invitația, dacă dorește să participe la o emisiune aici la Radio Accent, îl așteptăm. Am mai lansat invitații și altora, n-au vrut să le onoreze, dar poate vom reuși să discutăm și cu dumnealui. În altă ordine de idei, ne așteaptă o iarnă dificilă, cum bine spunea, și suntem absolut de acord cu dumneavoastră și nu neapărat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ci prin prisma, să-i spunem, tăvălugului ce pare să vină pe capetele românilor, în spinarea românilor. Cum vedeți finalul acestei ierni, începutul primăverii, din punct de vedere politic? Atenție! Domnul Gatrina, cât vă mai suporta românii? Să fiu cinic, pentru că m-ați întrebat politic și atunci ar trebui să fiu cinic, pentru opoziție va fi bine. Dar eu nu vreau să fiu cinic, până la urmă sunt cetățean și vă spuneam, eu mă raportez și la mine ca cetățean. Va fi greu pentru țara asta. Va fi greu. Și nu neapărat, și mă uit când spun asta, mă raportez la incompetenții din care ne conduc acum. Mă repet, nu mă refer la tot activul PSD, dar prin faptul că susțin și girează incompetenții care sunt în guvern acum, se fac vinovașii. Nu toți sunt incompetenți membrii PSD-ului. Sunt și oameni de valoare. Repet, dar prin faptul că îi girează și nu ia poziție față de cei care îi conduc acum, mă fac pe mine să mă determină pe mine cel puțin să spun că e un partid de incompetenți. Iar tot ce se va întâmpla și se va întâmpla, din nefericire, rău, li se datorează și lor. Nu vor avea nicio scuză în fața cetățenilor. Faptul că n-au votat, ok, v-au votat oamenii, dar i-ați mințit. Și au mințit într-un mod grosolan. V-au votat pe 11 decembrie 2016. Pe cineva spunea, PSD a crescut, pensii a crescut, salarii, nu știu ce, PNL a tăiat. Da, fraților, dar n-a dus țara pe buza prăpastii. Îmi spunea chiar respectiv, posta pe Facebook, împrumuturi. Păi ia uitați-vă acum să vedeți ce împrumuturi fac. De la zi la zi. Ceea ce e mai grav e că au crescut și roborul și gradul de împrumut e mai mare, te împrumut la o dobândă. Ăsta e băiatul la rău, care nu ascultă de PSD, da, roborul. Da, deci gradul de împrumut e mai mare la o dobândă mult mai mare. Da? S-au dus cu mâna întinsă la femei și ne spun că, domnule, PNL-ul s-a împrumut. Nu, ei sunt acum în genunchi, pentru că nu pot să plătească pensii și salarii, ci le plătesc doar din împrumuturi. Și amanetează generațiile viitoare. Pe mine, pe dumneavoastră, generația 30-40 de ani ne-au nenorocit, pentru că deja au umblat la pilonul 2 de pensii. Da. Da? Nu mai au bani și au umblat acolo. Cât de inconștient trebuie să fii încât să amanetezi generații întregi și să distrugi o țară pe viitor doar ca să te lauzi tu că ai făcut niște măriri. Faci măriri, dar să fie sustenabile și ai grijă să nu faci scumpiri, ca puterea de cumpărare să rămână aceea sau să crească puterea de cumpărare a românului. Logic ar fi să crească. Să crească, da? Puterea de cumpărare a românului. Păi cu ce mă dezavantajează? Și era o caricatură foarte frumoasă astăzi al lui Șai pe Facebook, în care avea o mână dreaptă foarte mare premierul și o mână stângă mică. Și cu stânga ne dă și cu dreapta ne ia. Cu aia mare ne ia. Dar nu deci, cu dreapta politică. Nu cu dreapta politică, da. Așa e, nu cu dreapta politică. Cu dreapta pur și simplu. Da, așa este și totuși rămâne așa declarație. Eu nu pot să cred cât de inconștient să fii încât să tai tot ceea ce înseamnă investiții. De unde vei produce? De unde vei produce? Domnul Catinatel, noi trebuie să înțelegem un lucru. Am ajuns în țara asta în care cel mai mare angajator, de exemplu, într-o localitate, să fie spitalul județean. Eu nu pot să cred lucrurile astea. Adică am ajuns atât de jos încât noi să nu avem... Am avut o țară cu industrie, ne puteam... Și puteam lua prin comparație cu China, da? Deci China importa de la noi foarte multe lucruri. Acum am ajuns și importăm noi din China, da? Aproape tot de la ei. De ce?
Pentru că a venit Iliescu cu gașca lui după Revoluție și ni s-a spus, de asta am ajuns. Și aici sunt de acord cu cei, nu neapărat că și accentua și filonul ăsta naționalist. Dar, domnule, dar noi am fost o țară care producea și am ajuns o țară de consum cu care se laudă acum Dragnea. Bă, băiatule, să-ți pui pătura în cap și să nu ieși din casă, să-ți fie rușine, că ai făcut parte din clasa conducătoare care a dus țara asta din țară de producători în țară de consumatori. Să nu iese din casă. Dar lui convine, pentru că el și-a făcut bani, dar atâtea a zăzut câte are, nu vreau eu să intru în detalii. Dar nu știu dacă le-a făcut cinstit sau nu le-a făcut cinstit, că poate dacă a fost un business cinstit cu acțiuni la purtători, e treaba lui. Dar toate afacerile s-au făcut cu statul, mari. Da? Acolo au crescut milionarii noștri. În România, dacă vrei să ai succes, cu statul faci afaceri. Da, și acum le dai în cap și la cei care încă mai încearcă să respire, să facă producție în România. Pe mine asta mă enervează. Să iei tot ce înseamnă investiții, să-l treci în salarii. Nu poți, asta ține vrăjeala asta, șmecheria, scuzați în limbajul. Un an, doi. Și după aia sucombi. Nu se poate așa. Comparația cu Grecia, deja e în favoarea Greciei, pentru că ei au servicii. Noi nici măcar serviciile nu le avem. Grecii stau pe sectorul servicii, stau foarte. Noi nici măcar ăsta nu le avem dezvoltate. Te uiți că sunt profesori de economie care acceptă, sau mă rog, titrați, oameni titrați în domeniul ăsta, care acceptă prostiile astea. Nu trebuie multe studii. Și după aceea, în particular, în privat, spun, da, domnule, ai dreptate. Spălați pe creier sau orientați? Orientați. Pentru că așa s-a învățat românul. Ciolania, da, e în floare. Domnule, dacă ei ai o poziție tranșantă și susții punctul de vedere, ești dat la o parte. Și atunci mai bine go with the flow. Da, se duc cu valul și mănâncă și. Este, din păcate, o chestiune regretată. Da, omul de rând, la asta nu se mai gândește nimeni, decât în timpul campaniilor electorale și asta e enervant. Și de asta Partidul Național Liberal trebuie să facă tot ceea ce poate, să atragă atenția și să facă, din punct de vedere legal, tot ceea ce se poate când este în opoziție, da? Pentru că să nu fim acuzați că am stat și noi și ne-am uitat când țara se dărâmă. Bun. Care este următoarea măsură pe care o poate lua Partidul Național Liberal pentru a opri haosul de gringolada? Pentru că știm prea bine că nu se poate pune la nesfârșit moțiuni de cenzură. Și moțiuni simple am depus și moțiuni de cenzură. Totul e la îndemâna votanților. Anul viitor va fi un an lipsit, să zic așa, de miză electorală. Dar asta încă o dată, nu înseamnă, chiar dacă va duce la uzura unor politicieni și la nivel local și la nivel național, pentru că faptul să recunoaștem atunci când ești foarte des pe orice temă, ajungi să te uzezi. Notorietatea ți-aduce și lucrul ăsta. Și s-a văzut și se vede. De asta câștigă campanii de obicei oameni care au ieșit mai puțin în presă. Au oarecare notorietate, dar nu au ieșit atât de des. Nu s-au bătut pe fiecare subiect. Cu riscul, încă o dată, de a se uza unii și la nivel central și la nivel național, și anul viitor trebuie să ne continuăm și să atragem atenția la fiecare derapaj. Pentru ca românii să știe în 2019 și 2020, când vor fi alegeri, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și cine l-a luat apărarea și cine nu, cine i-a dus în situația în care o să fie. Mi-e tare teamă, din punct de vedere politic, că acest guvern nu va rezista. Și când spun teamă, mi-e frică să nu se întâmple ce s-a mai întâmplat. Să ne arunce castana nouă. Să preluați iară proiectele de conjunctură și ca să faci lucrurile să meargă, trebuie să iei anumite măsuri nepopulare. Iar după aceea ei să câștigi. Și pe care le vezi de contant 2020. Exact. De asta mi-aș dori să-și ducă, dar asta e din punct de vedere politic, din punct de vedere al cetățeanului nu-mi doresc, pentru că țara se duce, scuzați-mi termenul, se duce dracului, economia națională, și e greu să o întorci. Să o duci iarăși la un nivel cât de cât funcțional. Bine, dacă e să fim sinceri, și eu de obicei sunt un om sincer la cum merg lucrurile, nu văd cum ar mai putea fi adus în 2020 pe un făgaș normal economia țării, pentru că totul se duce la vale. Și atunci o să apară papagalii ăștia care scriu, mă rog, îmi cer iar scuze pentru tine, băieții ăștia care postacii, fără gândire, abonați la sinecurile PSD-iste și o să spună, PNL-ul taie. Bine, frate, ce facem? Ducem țara în cap? PNL-ul nu taie nimic. Dar dacă PSD-ul lua niște măsuri corecte sau continua pe un drum cu măsuri corecte, aveam o oarecare stabilitate, trebuiau investițiile accentuate, atragerea de fonduri europene. Cât au clamat chestia asta cu fondurile europene? Zero. Și ei? Zero. Da, urlau că guvernul Cioloș... Zero sunt acum.
Au tăiat inclusiv cu finanțele. Da, asta ați văzut dureros. Că dau vina pe greaua moștenire. Asta e o poveste a politicienilor și nu e bine să o mai auzim. Cât de greu a fost, indiferent. Faci public ce ai preluat, da? Cu bune cu rele și după aceea continui. Nu te obligă nimeni să te duci la guvernare. Chiar nimeni nu te obligă să te duci la guvernare. Știi exact în ce te bași când te duci la guvernare. Foamea te obligă. Nu știu, domnul Catin, dacă e foamea. Și asta e iarăși un criteriu de selecție al politicienilor. Păi dacă tu n-ai 3 lei în buzunar de o chiflă și de un iaurt, vrei în Parlament? Uh-huh. Unii da. Și pleacă de acolo, au intrat cu pantalonii rupti și pleacă de acolo cu Mercedes, cu vilă, cu... Și asta trebuie să le dea de gândit românilor. Da? Deci dacă... Pe lângă pregătirea bagajul profesional, că asta e indubitabil, asta trebuie să conteze. Vă spun, sunt legi făcute în România pe genunchi. De asta tragem de ele și acum. Și eu folosesc termenul ăsta, poate am greșit profesia, nu știu, dar mi se pare destul de rezonabil, de tractorist, pentru că sunt oameni care n-au nicio cunoștință. Singurele lor tangențe cu justiția sunt amenziile de parcare pe care le-au luat. Și sunt în comisia juridică și fac legi. Și ridică mâna acolo. Și după aceea dăm vina pe judecător. Bă, mă, ce mi-a făcut judecătorul? Nu, judecătorul aplică o lege și pe actele pe care le are la dosar. Nu se poate transforma el să creeze legi. Nu se poate abate de la acea lege. Exact. Și atunci vina e acolo, tot așa acolo. Este. Și e vina. Și stă mâna noastră a cetățenilor, da? Mă uit pe listă, ok, vot pe listă. Mă uit pe listă, ce au ăștia pe listă? Păi dacă îi văd că-s habarnici și ei în viața lor, te uiți și când vorbesc. Din nefericire vorbesc doar în campanie electorală, majoritatea care sunt pe listă. În rest stau ascunși. Pentru că îi descoperă cetățeanul, cam cine sunt și ce le poate capul. Unii chiar nu pot să ducă o frază până la capăt. Nu mai spunem de dezbateri, pentru că nu participă și nici măcar în campaniile electorale nu participă la dezbateri, pentru că atunci s-ar vedea adevărata valoare. Da, trist. Concluzia la care am ajuns astăzi asta este una tristă. Însă, din păcate, asta avem... Haideți să fim optimiști, eu zic că încă mai avem valori în România și... Trebuie să le scoatem la suprafață și în domeniul ăsta da, politic. Da, numai că nu văd până la momentul vorbirii cum să se poată scoate la suprafață aceste valori. Un singur sfat le dau tuturor, să spună punctul de vedere. Pentru să rămână fără membri de partid? Nu, fără membri de partid. Din nefericire, unii rămân și fără serviciu. Pentru că lucrează la asta. Corea. Și așa le-a plăcut, le place chestia asta să fie... Domnul Catina, eu lucram în 2004, când am intrat în politică, am primit un sfat de la un prieten. Care mi-a spus așa, bă, vrei să faci politică? Și am spus, da, îmi doresc mai mult ca orice. Și mi-a zis, atunci trebuie să ai o profesie independentă. Altfel nu vei putea să faci politică niciodată, vei fi la mâna șefilor. Și atunci am luat decizia să trec în avocatură, pentru că mi-am dorit să fac și politică. Și mulțumesc Dumnezeu, încă pot. E o profesie care mă lasă și îmi permite să fac, chiar dacă am neglijat-o de multe ori pentru politică, mi-acordă independența și financiară și intelectuală să pot să fac politică. Stimate domnule, am ajuns la finalul emisiunii. Înainte de a încheia, le transmit radioascultătorilor un vechi proverb britanic care spune așa: dacă o persoană spune că ești beat, nu o lua în seamă. Dacă două persoane spun că ești beat, nu le lua în seamă. Dacă trei persoane spun că ești beat, du-te și te culcă. Ați auzit, domnul Tudose? Nu băteam niciun apropo la această la chestiune. La guvernare, știu. Stimate domnule, vă mulțumim pentru prezența astăzi. Vă dorim să aveți un weekend mai frumos ca vremea de afară. Când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult interes. Eu zic că și vremea de afară este frumoasă, este o vreme de început de iarnă și trebuie să o luăm ca atare, să ne bucurăm. Da, nu sunt în asentimentul complet al dumneavoastră, dar... Iarna nu-i ca vara, domnul Catrin. Dragii mei și dumneavoastră, o zi cât mai plăcută, un sfârșit de săptămână minunat vă doresc. La revedere!